constat că sunt prezenți toți consilierii locali care compun un consiliu local. Dăm cuvântul domnului primar pentru a prezenta proiectul ordinii de zi a ședinței de astăzi. Bună ziua! Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință al Consiliului Local al Comunei Parincea, județul Bacău, pentru ședințele din lunile octombrie, noiembrie și decembrie 2023. Punctul numărul 2. Informarea anuală privind situația instituțiilor de educație, condiții privind desfășurarea procesului de învățământ în școlile de pe raza administrativ teritorială al Comunei Parincea, pregătiri și debutul anului școlar 2023-2024. Punctul numărul 3. Informare privind ordinea și liniștea publică în Comuna Parincea, propuneri pentru planul de măsuri privind combaterea faptelor de violență și a sustragerilor de bunuri, alte aspecte de interes public. Punctul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exerciție bugetar al Comunei Parincea la data de 30 ianuarie 2023. Punctul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și completării HCL numărul 67 din 21.12.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții DALI plus SF, a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții construire pod sat Vlane Comuna Parincea, județul Bacău, aprobat pentru finanțare prin Programul Național de Investiții Angel Salini, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Punctul numărul 6. Proiectul hotărârii privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Parincea în Consiliul de Administrație al Liceului Tehnologic Georgeta Giurgea Cicancicov, Parincea. Punctul numărul 7. Proiectul hotărârii privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale al Comunei Parincea pentru ședința Adunării Generale a Acționarilor SECE, Compania Regională de Apă, ESA Bacău, din data de 6.11.2023. Punctul numărul 8. Proiect de hotărâre privind acordarea mandatului special al reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comunei Parincea în AGA ADI din data de 6.11.2023. Venim cu un punct suplimentar pe ordine de zi, proiect de hotărâre privind darea în administrare a două microbuze pentru transport școlar către Liceul Tehnologic Georgeta Giurgea Cicancicov, Parincea. Punctul numărul 10, raport anual privind starea economică și socială de mediu a Comunei Parincea. Punctul 11, raport anual de activitate a viceprimarului Comunei Parincea. Punctul numărul 12, raport anual de activitate al consilierilor de specialitate. Punctul numărul 13, raport anual de activitate a consilierilor locali. Și punctul numărul 14, diverse. Cine este pentru proiectul? Este cineva împotriva? Un anumitat de mulțumim. În considerentul că primul punct al ordinii de zi este alegerea președintelui de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie anul curent. Vă rog să faceți propuneri pentru desemnul. Domnul Vire? Propun pentru următoarea de zi luni, Baia Vida, domnul Andrei. Mulțumesc. Dar era propunerea că era dumneavoastră. Da, dați-mi voi un pic. Mai sunt și alte propuneri? Da, domnul Bibi. Domnul Bibi. Nu ne-au lungit? Da, eu doamna de nou, care se poate, dacă dorești. Deci, a treia propunere, domnul Andrieș. Domnul Bibi, ați promis următoarea dată să fie președinte de ședință. Da, ați promis. Supuneți la vot. Domnul Andrieș și propune cu doamna de nou Iuliana, da? Haideți să începem cu prima propunere. Cine este pentru ca domnul consilier Andrieș Ciprian să fie desemnat președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie, decembrie? Un vot pentru. Mergem mai departe. A doua propunere. Cine este pentru ca domnul consilier Bibire Iulian să fie desemnat președinte de ședință pentru lunile octombrie, noiembrie și decembrie? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, da. Deci îl felicităm pe domnul Bibire și îl invităm la prezidiu și succes. Ca să scapă propus da, o propus, da. Felicitări.
Felicitări, domnul Bibire, pentru mandat. Eu am fost locul să ne scurt din greu. Așa că ne-a decis de-a lor, nu mă știu, nu mă dat pe da, mă voiam vrea să vă aplastă. Da. Da, o să continuăm prin aprobarea procesului verbal al ședinței din luna septembrie, după care revenim la ordinea de zi. Da. Mulțumesc. În primul sat. Supunem la vot aprobarea procesului verbal din ședința de luna. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Mulțumesc. Dăm cuvântul domnului primar pentru punctul numărul 2. Punctul numărul 2. Informarea anuală despre situația Institutului de Educație, condiții privind desfășurarea procesului de învățământ în școlile de pe raza administrativ-teritorială a Comunei Parincea, pregătiri și debut anului școlar 2023-2024. Dăm cuvântul, avem aici alături de noi pe domnul director Gheț Marian, doamna director Adrian Cășielu și domnul Ionescu Bogdan, profesor din partea. Din partea poliției o să ne dăm voi să prezinte singuri. Avem șeful de post, nou șeful de post la Parincea. Vă rog să vă prezentați cum vă numiți. Agent principal Pașco Georgiana. Momentan eu sunt șeful de post. Perioada cât o să fiu. Sunteți venită prin concurs, sunteți titulară de post respectiv. Parincea nu a avut niciodată un șef de post la Parincea. Asta e premier, da, și e un lucru bun. Ajutor șef post, agent că puțin în program, venit din școală, aproximativ un an de experiență. Felicitări! Venit la Parincea! Alături de voi. Să dăm la punctul numărul 3, o să intrați mai asupra informarea, după aceea dacă vreți să rămâneți, puteți să rămâneți, dacă aveți să plecați de asta, am pus la început. Să nu vă rețin prea mult. Domnul director, aveți cuvântul. Bună ziua și mulțumim pentru invitație. În primul rând, nu o să citesc tot raportul acesta pe care l-am citit pus deja prin foarte multe date statistice. Vreau doar să trec în reviste câteva informații pe care ar fi, bineînțeles, știi toți consilierii, consilier și, nu știu, și o să, întotdeauna o să contăm pe sprijinul dumneavoastră, indiferent de culoarea politică pe care o aveți. Dumneavoastră aveți obligația morală și legală să ne sprijiniți. Atunci, eu am învățat un singur lucru de mai mult timp. Am învățat că dacă comunitatea nu este alături de școală, școala se dărâmă. Și la propriu și la figurat. Așa că noi, indiferent ce se întâmplă, noi vom conta întotdeauna pe sprijinul dumneavoastră pe care sperăm să-l avem. Până acum l-am avut. Din partea UAT Parincea am avut un sprijin puternic și s-a cunoscut. Am făcut eforturi pentru a îmbunătăți calitatea învățământului în Comuna Parincea. În primul rând trebuie să începem dintr-o infrastructură. Infrastructură ce înseamnă? Înseamnă condiții de a desfășura activitățile instructive educative într-un climat propice pentru învățare. Ce înseamnă? Curățenie, căldură, spații curate, amenajate corespunzător, cu avizele corespunzătoare din partea tuturor instituțiilor, adică DSP, ISU și așa mai departe. După cum știți, dumneavoastră sunteți mai de mult aici, știți în ce condiții erau școlile, când le-am preluat eu în 2022. Știți situația școlii, pentru că dumneavoastră votați multe din problemele pe care le are școala și sprijiniți, în toate măsurile de sprijin ale școlii, direct prin ședința dumneavoastră. Așa că eu vreau doar să spun câteva date informative și după aceea dumneavoastră, dacă aveți și întrebări, o să vă stau la dispoziție cu lămurii. Prima oară vă voi spune câteva informații despre anul anterior, câți copii am avut. La nivel preșcolar au fost 6 grupe cu 82 de preșcolari. La nivel primar au fost 10 clase cu 162 de elevi. La nivel gimnazial, 9 clase cu 168 de elevi. La nivel liceal, o singură clasă cu 24 de elevi. Iar la nivel profesional, 3 clase cu 78 de elevi. Am avut 6 structuri școlare, avem și acum tot 6 structuri școlare. Doar că la școala primară Văleni a fost desființată ciclul primar și a rămas doar grădinița cu program normal. Și a fost adus aici la Parincea și la Nănești la fel. De ce? Pentru că am încercat să desfințăm acest simultan de 5 clase la un singur învățător, pentru că nu se poate face carte în stilul ăsta. Indiferent cât de bun este învățătorul de la catedră, nu poate împărți 45 de minute cât ține ora la ciclul primar în 5 clase și să fie și performant
adică și eficient și performant, indiferent și de dotările profesorului și de dotările elevilor. Nu se pot face ore conform standardelor de educație care există la momentul actual. De aceea am luat hotărârea de anul trecut, am mers, am vorbit cu părinții, am făcut părinții și le-am explicat un pic. Ei au fost nemulțumiți din prisma faptului că elevii, copilașii lor, nu vor mai sta în sală. Dar distanța dintre Vălenci și Parincea sau Nănești și Parincea este foarte mică. Și atunci, o parte din cei de la Vălenci oricum vin de la Milești sau din alte părți. Și atunci am propus, de anul trecut am făcut această propunere, ca să aducem acest ciclu primar la Parincea, să facem clasă pe clasă, adică să fie fiecare clasă de sine stătătoare. Clasa pregătitoare să fie singură, clasa întâi singură, a doua, a treia, a patra. De ce? Pentru că numai astfel putem să creștem calitatea actului educațional și numai astfel putem să creștem performanța. Că tot, peste tot se vorbește de performanță, dar uităm de condițiile care sunt, atât legale cât și condițiile materiale în care trăiesc acești copii. Nu doar noi suntem principalii actori în educarea copilului. Copilul începe educația din casă, de la el. Există și expresia cu 5-7 ani de acasă. Așa că școala este doar un partener în educarea acestuia. Școala, biserica, familia și dumneavoastră, care aveți legea bună și puteți să luați hotărâri pentru a îmbunătăți starea familiilor din această comunitate. Încă mai sunt, din păcate, copii care vin frămânți la școală. Din păcate sunt. E foarte greu să faci performanță cu un copil care nu a mâncat sau a stat în frig. Noaptea asta a dormit în frig și vine la școală. Din păcate. Sunt puține cazuri și tot mai puține și sperăm că o să fie tot mai puține. Pentru că altfel nu putem vorbi despre performanță în condițiile în care copiii aceștia nu au condiții minime de trai și decente, așa cum ne dorim toți. De aceea anul trecut școlar am și înființat pentru noi în GTR de zonă, am înființat after school gratuit, un after school care este social. De ce? Doar cei care aveau condiții speciale, da? Copiii care aveau dificultăți la învățare sau aveau probleme financiare, doar aceia participă la acel after school și anul acesta îl avem în continuare. Din păcate nu vor mai fi bani. Și ca idee, cadrul didactic, de exemplu, acum face voluntariat, dar am înțeles că de prin noiembrie nu o să mai fie bani nici pentru catering, pentru mâncarea copiilor, 20 ceva de porții de mâncare. Nu știu, o să căutăm soluții, să vedem dacă găsim bani, nu știu, poate dumneavoastră veniți cu o soluție, ca să putem continua acest after school făcut de învățător voluntar, dar măcar să fie acel pachetel, că prin acel pachetel îi mai atrage pe copilași. Și pe lângă acele pachetele mai sunt și alte rechizite și diferite joculețe pe care le-au primit ei și astfel îi atragem către școală. Pentru că acești copii sunt vulnerabili din cauza sărăciei și a situațiilor din familie și ei sunt vulnerabili. Ei vor fi primii care vor părăsi școala. Pot să fac o mențiune? Au participat și la o tabără. Au mers cu această fundație la tabără copiluții care au participat la acest program de after school. Programul este subvenționat de un ONG care se numește Target Zone și a funcționat tot anul trecut școlar, iar anul acesta doar pe jumătate de normă, adică de 3 ore, o oră jumătate, în afara programului, pentru că banii nu mai sunt, banii se duc. Noi ce am avut de câștigat, copiii au avut foarte mult de câștigat pe urma acestui program, în afară de mâncarea, bineînțeles, și activitățile foarte frumoase desfășurate, ei și-au făcut și temele, au avut parte și de un fel de meditații, cum să zic eu, de materie plus. Și, na, școala iarăși a primit o imprimantă color, o multifuncțională, un roboțel pentru copii în clasă, materiale didactice pentru copii, pentru școală. E un lucru bun. Și noi sperăm că vom mai atrage astfel de tipuri de colaborări pe viitor. Noi încercăm. La momentul actual avem și o colaborare cu Teach for Romania și cu același Terre des Hommes, încă un proiect în desfășurare pe baza legalității violența de gen. Da, acesta
acestea sunt lucrurile cele mai importante pe care vreau să le spun. Nu vreau să v-am spus datele statistice, câți copii avem, câte școli. Încercăm să îmbunătățim școli. În primul rând, de acolo trebuie să plecăm. Dacă copilul nu are condiții de a învăța, nu poate să facă performanță. Și performanța nu înseamnă că mai sunt o parte din părinți care cred că performanța, dacă i-am dat mâncare și hrană, e gata. Nu acolo se termină educația și nu acolo se termină nevoile copilului. Copilul are nevoie de mult mai multe chestii decât doar de hrană și... Dar e bine măcar să le aibă și pe acel. Că, din păcate, nu toți copiii noștri vin curați, sătui și din căldură, din condiții bune la școală. Eu sper că suntem în anul 2023, în câțiva ani, să nu mai existe absolut niciun caz de genul ăsta. Și ține doar de noi. Așa cred. Vă mulțumesc. Dacă aveți întrebări. Dacă aveți întrebări. Dacă ar putea să continue domnul Ionescu cu o statistică și apoi vă... Da. Vreau să vă prezint o statistică, pentru că atunci sunt convins că o să fie o anumită întrebări legate de performanțele școlii. Clasa 8-a care este acum, da? În clasa 1 am intrat în 2016, am făcut statistica din 2016 la tot nivelul școlar gimnazial, pentru că lăsăm liceaul deoparte. În 2016 am venit un total de 420 de elevi, avem 12 elevi în abandon la nivel gimnazial. În 2017, din 383 avem 7, în 2018 din 384 avem 6, în 2019 din 321 16, în 2020 începuse pandemia și acolo lucrurile s-au rupt, pentru că din 290 avem 17, în 2021, tot an de pandemie, avem 18, pe urmă, în 2022-2023, odată cu implementarea programelor și revenirea la școală, abandonul este zero. Ce vreau eu să vă spun este că totalul de copii care se adună, da, per total, sunt în jur de 60 de copii. Deci, noi avem clasele de a 8-a, dar țineți bine minte că, la nivel, când acești copii au intrat în clasa 1, per total, că veniți, că plecați, că avem 60 de abandonuri din 2016 până acum, pe nivel gimnazial. Ce înseamnă 60 de abandonuri? Înseamnă 60 de copii care nu au ajuns. Acești copii sunt pierduți. Pentru domnii polițiști, vreau să vă spun că pentru acești copii, în decursul ăsta au venit în jur de 12 scrisori la serviciul probațiunii. Majoritatea îs pentru acești, pentru elevi din această zonă. Înseamnă din 60, 12, înseamnă aproximativ cât? 15%, ceva de genul. Da? E destul de mult, pentru că afectează întreaga comunitate, că dacă scrisorile vin la serviciul probațiunii să le dăm câte clase au avut, cu siguranță n-au fost un exemplu în societate. Pentru comunitatea locală și pentru școală înseamnă o cifră cruntă de 3 miliarde. Pentru că în 2016 intrasem director adjunct, era finanțarea pe elev 4200 de lei pe an, 4200 îți plătești și profesorul să-și încălzești și să-și transporti, este extrem de mult, adică nu se poate pune problemă, este o cifră imensă. Și acolo este 5200, când prețul este de 3 ori mai mult. Dar, mergând la jumătate, ce a fost la început și cu ce acum, s-a ajunge la cifra de 4800, grosomod. 4860 se duc undeva la 3 miliarde. Acești 3 miliarde sunt bani pierduți, bani care nu au mai ajuns la școală. Bani care automat ar fi fost, ar fi ajuns și în comunitate la un moment respectiv, pentru că aceștia, dacă și-ar fi continuat studiile, ar fi ajuns plătitori de taxe și toate astea. Majoritatea lor nu mai există în sistem, nici la noi, nici la dumneavoastră, pentru că au plecat și au văzut fiecare de treabă. Sau au ajuns într-un loc unde nu ne dorim, nici unul să ajungem. Însă, ce vreau eu să spun este că nu doar copiii care sunt la clasa 8-a trebuie să-i monitorizăm, ci nu te-au luat la matematică și la română. Avem 60 de copii care nu avem niciun fel de monitorizare pentru ei, care sunt în această comunitate. Copiii ăștia, cine vorbi, înseamnă bani. Pentru noi ca instituții. Da? Gândiți-vă că în momentul de față, în anul 2023-2024, eu ca profesor de educație fizic mă duc să le cumpăr șosete, când au șosete, vin acasă, fac la saltea, cu început, că-i frig afară și nu mai pot să-i scoate. Da?
Nu poți să-l cumperi la copil din clasa 9, din clasa 10 și o să tu ca profesor, pentru că copilul ăla se va simți umilit. Noi trăim, sunt copii care vin cu aceleași haine la școală, toată săptămână. Păi vezi ce-o mâncat acum 3 zile. Da? Adică atunci când există interpelări pentru școală, încercați să țineți cont de toate aceste condiții cu care noi ne confruntăm și pe care noi le vedem zi de zi. Mulțumesc. Eu știți bine că sunt un mare susținător a misiei cadrului în școli. Logic, trăind printre o porțiune mai săracă a comunei, văd că este necesar. În același timp, și nu înțeleg eu, noi avem de la protecția socială aici 4 angajați, nu? 4, 5, nu mai știu, nu mai țin contul. Domnul Ionescu, ceea ce ne spuneți, e doar o parte din ceea ce se întâmplă, dar din ce în ce mai rău mergem. Ori facem ceva cu părinții, ori, pentru că, cum am tot zis, un copil needucat într-o zi o să fie de în cap. Deci, din punctul meu de vedere, legăturile alea mai strâns între protecția socială și școală, și da, revin la ideea că masa caldă, o tot susțin de 4 ani de zile, de 3 ani de zile, o tot susțin. Momentan, același lucru să l-am și eu, cum cred că l-am și dumneavoastră. Că trebuie timp, trebuie timp, dar nu vorbim niciodată. Și referitor la notatul copiilor, sunt de acord cu dumneavoastră că un copil, de fapt, un profesor nu poate să facă față la 4 clase. Dar o să rească să facem niște demersuri în așa fel încât să avem și cu ce să-i transportăm, pentru că eu, de exemplu, am văzut un microbus plin de copii, nu știu pe care 20 de locuri, microbusul ăsta, pare că are 40, sau măcar să-i pun limba de moarte. În ce sens, părere? Era un plin, ar fi plin microbus. Depășește capacitatea. De exemplu, dacă nu mi-a pe mașină, mai pun de moarte. Se face mai multe transporturi, că ideea fiind distanțe foarte scurte, se pot face mai multe transport. Pot face mai multe transport, dar înțeles că sunt și bănesc că în 2-3 luni școala Varnic se va muta la Mănești. Avem și să ne susținem treaba asta? Da, pentru că mașinile oricum îi aduc pe cei de liceu și dimineața nu aduce și pe cei de gimnaziu la Nănești. La Nănești, atenție. Da, pentru că nu avem aici, nu avem spațiu și n-aș vrea nici să mergem pe două schimburi. Când e complicat și pentru copii și pentru toată lumea. Adică sunt vine după amiază copiii. Școala Nănești e o școală bună, e o școală curată. Deci sunt condiții acolo care ele să învețe. Trebuie să fie condiții și da. Contact, da. Se rezolvă și exact, se rezolvă și problema asta. Dar referitor la masa caldă, la ce vă referiți mai exact? Tot insistat în Consiliul Local să facem un proiect, pentru că a fost un proiect, este frate de-a meu, Somnătate de Oradea, acolo sunt mai multe ONG-uri, mai multe școli care oferă masă caldă. Și nu-i mai... Da, dar vedeți că ați spus cuvântul ONG-uri. ONG-uri înseamnă că ei finanțează acest mesaj. Dar există programe pilot în care Ministrul Educației oferă o masă caldă la școli în care se înscriu. Da, aici apuntez, se înscriu. Deci asta trebuie, în același timp, degeaba, noi stăm și în fiecare an facem o evaluare asupra copiilor sau profesorilor, dacă între timp nu schimbăm nimic, rămânim doar cu evaluare. Adică evaluarea asta trebuie să fie un punct de pornire. Probleme astea sunt necesare. De multe ori școala și primăria par certate. Păi da, dar dumneavoastră, deci, bani. Sunt bani pentru un program de genul ăsta? Primăria are bani ăștia? Pentru a susține masa caldă a 440 de euro. Primăria, că asta am și-o spus. Deci Ministerul Educației, Ministerul Educației. Este programe de rezultate astea. Iar mai bine, orice mai au să fie implementată în țări. La asta e o politică națională. Bază și dar cât îi înscrie să dau. Dacă se scoate finanțare pentru așa ceva, nu vă faceți probleme, o să fii și noi. Vă să spun și noi. Dar în primul rând, ca să dai pasă cadă la copii, trebuie să beneficiezi de un spațiu special amenajat pentru așa ceva. Că noi nu avem sală de clasă pentru toți copiii. Spărăm din corpul gol. Dar unde ar putea să mănânci copilul? Că trebuie să ai o conștiință de igienă. Cred că există, nu există, să amenajăm.
față. Deci, unde să amenajezi? Dacă nu ai săl de clasă pentru toți copiii, unde îl amenajezi? Cum îi faci? Ai bani să amenajezi un spațiu de ăla? Îmi permiteți o rog din propus de 30.000 de euro din 2013, nu putem să facem lucrul. Dar de ce nu? Dar cu ce transportăm copiii? Asta vă spun, adică, da. Deci, practic, da. Dacă ne permitem să luăm și să lăsăm unul, da, da, deci, omul are nevoie de transport, să transporti copilul, nu are nevoie să dea de mâncare. Omul îi pui de acasă, o femeie din pâine, îi pune el ce poate acolo acasă. Îi se dă, îi se dă, deci copilul îi se dă cornul și laptele, îi se dă cornul și laptele, da? Care vin flămâți la școală, domnule. Da. Haideți să... Doar un răspuns, ca să fie foarte bine punctată treaba. Este adevărat ce ați spus dumneavoastră că este program pilot, sunt 6 județe în școală, în țară, în care se face masă caldă, Oradea este printre ele, ISJ Bacău nu este printre ele, deci în Bacău, în județul Bacău, în nicio școală nu oferă Ministerul masă caldă. Nu, ISJ Bacău, eu nu pot să mă duc să spun de șeful inspectoratului în scrieție. Este un program pilot să vadă dacă funcționează și cum funcționează și după aceea... Deci ISJ Bacău trebuie să fie... Da, dar dacă inspectoratul județean Bacău nu este în acest program pilot, noi nu avem cum să ne înscriem. Ok, bun, dar mai să avem domnul Pastrat, chiar de sud vârf. Domnule, vreau să vă întreb, la Varna, ați luat câți copii aveți la Varna? 16 la nivel primar și 8 la grădiniță. Deci 17 copii. 25 de toți. 25 de tot, dar 17, ăștia au 17. Ați luat în calcul, s-au luat în considerație că puteați să aduceți și copiii aia la Paricea? Da, chiar mi-ar fi plăcut să-i pot aduce. Și de ce nu i-am? Din cauza drumului. Din cauza drumului? Din cauza drumului, pentru că este impracticat. Da, domnul director, microbuzul merge până acolo. Păi merge până acolo, dar... Să nu căbeau? În microbuz? E problema că nu căbeau, trebuie să mai fac încă un transport și mașinile mele se strică aproape lună de lună din cauza drumului. I-aș aduce cu drag aici. Deci ăla din cauza drumului. Și trebuie să durează și o oră dus, o oră întors. Eu un microbuz să țin blocat 2 ore când facem transport la bar. Aici e problema, că dacă era drumul bun, i-aș fi adus cu drag, mi-aș fi plăcut să fie clasă pe clasă, să-i aduc și pe cei. Da, ar fi fost perfect. Ei au fost primii pe listă, mă credeți. Dacă o să reușim, dacă o să facă drumul și o să putem, sau să avem mașini, să aducem, o să-i aducem aici pe toți, cu siguranță. Da, bine, am înțeles. Și atunci aș întreba pe domnul director, nu, pe domnul Ionescu a zis, nu? Domnul Ionescu a fost director adjunct în 2016, nu? Sau când ați fost? Da. De ce n-ați demarat atunci dumneavoastră demersurile ca să casați mașini, microbuzele școlare? Pentru cine vă împiedica? Eu nu vă văd din cauza... Directorul adjunct, pe fișa postului, se ocupă de procesul de învățământ. Inventar și toate chestiunile care țin de partea economică sunt apanajul directorului plin. Dacă doriți un răspuns la întrebarea de ce nu s-au casat microbuzele, atât GMC-ul, cât și PCP-ul, cât și ăsta care e acum și va așa, teoretic ar trebui să-l întrebați domnul Dumnezeu, pentru că el era director plin, responsabil cu activitățile economice ale unității în perioada 2011-2020. Da, dar eu știu că directorul plin lucrează cu eu lucrez direct la sunt, adică ar putea să aveți o colaborare, nu știu. Păi din cauza aia, deci, domnul director, acum să mănânce când avem microbuz. Din cauza mea, că atunci când trebuia, nu ați făcut demersurile, acum... Eu lucrez pe fișa postului, pentru că toată lumea aici lucrează pe fișa postului. Eu nu pot să lua o decizie, mai ales la nivel economic, pentru că dacă nu este contrasemnat de titularul de decizie, nu se pune în practică. Doamna contabilă, sub nicio formă, nu ar fi scos acel microbuz la casă, dacă nu avea semnătura domnului Lung. Iar ca demersuri, să știți că demersurile au fost făcute. Dacă domnul nu a avut să scoată acel microbuz, asta este fix problema lui. Da. Și să-i explice el de ce nu a scos acel microbuz. Ar trebui să-i explice, că încă este la școală. Puteți să-i faceți o invitație scrisă să se dea, nu știu explice. Dacă i-am făcut atunci și n-a venit, întrebați-l pe domnul primar. Și aș mai întreba pe domnul director. Domnul director, eu la Nănești, acolo văd și acolo este. Mie nu-mi place la Nănești. Cine mai trebuie să facă curățenii? Să taie copacii aia, să cosească pe marginea școlii. Ați văzut cum arată acolo la Nănești, pe marginea? Pe șanț? După școală, cum să zice. Adică gardul către drum.
Nu, acum nu e deja curățenie, domnule. Nu, acum nu e școală. Deci, prima dată acolo să faci curățenie, fie în domeniul școală. Da, să facă pe elementul. Eu știu că înainte nu a fost în școală. Cine mai făcea curățenie? Dar au pământ acolo. Din păcate nu avem niciun bărbat acolo. Avem o doamnă și nu poate să apuce să posească acolo. Dacă era un bărbat, nu putea să știa. Și dacă cine ia de servicii acolo, cu cât, ce normă este? Cu normă întreagă sau cu normă? Pe acolo, cu normă întreagă, o să-i aduce și pe cei de la vladnic acolo și o să... A, deci e greu, a scris-o cu normă întreagă, pentru că ea are fost să vârgase, de grădiniță. Până acum a avut primar, pardon, a avut doamna are bolurile acelea care trebuie spălate, indiferent că vin 10 copii sau 50, tot sunt la fața aia mare de îngrijire. Ai tot școala? Curățenii copiii ați duc în grădiniță. Gândiți-vă că până la 31 august, școala în Miște a avut elevi. A avut și ciclul primar. A avut și ciclul primar. De-aia de-acum. Noi am avut doar un an în care nu am avut elevi și din nou. Da. După aceea o să avem o vedere și situația de care se pune asta. Aveți achiziționat elevii pentru iarnă? Nu, anul ăsta primăria, sigur, elevii din căldură pentru școli. Am marcat 100 de metri cubi pe zona Vasta Slătar. Avem acum deja, am spus, vreo 15 metri cubi, el și alături. Și toate elevii se distribuie pe școli. Da, deci o să trebuiască să marcăm săptămâna asta și gurițelul pădurea primării. Mai marcăm și de acolo 100 și ceva de metri și lemnele de foc le asigurăm. Le asigurăm noi. Da. Deja la Mărești am dus un camion, la Planica am dus un camion, asta înseamnă 10 metri la Mărești și 10 metri la Planica. Și o să continuăm în funcție de necesități. Da. Dar nu ducem lemnii, cum ducea odată, 50 de metri cubi și nu. Acum are nevoie, ducem un camion, are nevoie, ducem un camion, le aducem aici în depozit la noi, vreau să gestionăm unde. Foarte mulți lemni au dispărut. Da. Le-am dus acolo, le-am lăsat cu lunile în curtea școlii și fiecare și-a luat lemni. Cât au avut nevoie. Bine. E legat de o problemă de actualitate. Consumul substanțelor interzise. Dacă aveți ceva în școală, înțeleg dacă ați aflat din temele tangențelor profesorilor și așa mai departe, dacă ați luat legătura cu domnii de la poliție, în sensul ăsta, o tematică, o instruire. Pe tematică noi avem, pentru că noi avem o poliție de violență și are și această tematică de consum de substanțe interzise, alcool, țigări și așa mai departe. Și există teme cu care se vor desfășura și vom accesa și niște parteneri de ONG-uri sau ceva, am înțeles, sunt și la nivel național, care vor veni cu antidrog, chiar aceste campanii antidrog. Și deocamdată nu am sesizat aceste probleme cu substanțe interzise, nu au fost la noi în școală, dar noi vom face o campanie de prevenire a acestea, cu siguranță. Da. În parteneriat cu poliția vom face. Este o întrebare comună. Da. Da, mulțumim. Propuneri pentru planul de măsuri privind combaterea factorilor de violență și a sustragerilor de bunuri, alte aspecte de interes public. Dau cuvântul doamnei șef. Doamnei șef, vă sau cine prezintă raportul? Da, nu. Nu a fost pe timp? Nu. Noi am fost pe timp, pe fugă. Am înțeles. Da, deci, așa, de bani, spuneți ceva. Ce s-a întâmplat la adresa? Da, am primit voi adresa. O să trebuiască să îndocniți în mod scris un raport vis-a-vis de... Eu nu știu cum să proceda aici. Deci, cum vreau, dacă îmi spuneați, nu ajutam. Așa, deci asta încerc să continui să înțelegeți. O să trebuiască, din considerentul că a fost înscris la ordine zi, a fost informați oficial, o să trebuiască să legitați, îl depuneți la noi la primărie, la registratură, și în prima ședință, în următoarea ședință ordinară a Consiliului Local, o să-l aducem spre atenția Consiliului Local. Acum, fiind prezenți aici, consider, cred că puteți face o informare verbală, per ansamblu, de când sunteți la noi la Varincea, cu ce vă confruntați. Bineînțeles, aspecte ați văzut că nu le-am specificat, care sunt de interes public.
Eu am venit aici la Valencia, am început cu 3 august, deci nu am prea mult. Două luni zile. Două luni zile, bineînțeles că sunt, ce am constatat eu, două luni zile, majoritatea sunt fapte cu, mai mult cu violență în familie. Violența familie din cauza consumului de alcool. Da. Mai ales acum a ieșit și vinul. Cam zilnic sunt astea. Problemul cu care ne confruntăm cam zilnic. Apeluri, bătăi. Aveți o problemă dacă sunteți servici, faceți mai mult probleme. Ungurgești, Parinci, Ungureni, da. Bugoci, Josin, Tamaș, Deja văd cu tot timpul. Toată secția. Sunt foarte multe probleme la post care oamenii vă găsesc. Și, într-adevăr, vă aveți debat, că dacă noaptea faceți servici, nu trebuie să stați și dimineața la post. Păi, asta, de obicei, dacă suntem la schimb bun, e în apel, trebuie să ne ducem toată zona. Da. Nu avem cum. Și mai ales la schimb 2, e singur patrulul pe toată secția, cu 6 comunii, trebuie să acoperim. Înainte se făcea fiecare pe comuna lui, acum vă dați seama să ai 6 comunii, chiar nu este posibil ca să... Da, să acum îi mulțumim pentru că era de aici. Și o să facem, dar mă știu, aveam întrebare. Cred că din august, cu capurile astea, cu alea, cu capul care s-a luat la telefon, s-a aflat ceva? Adică, măcar așa... Nu mi-a trebuit să fac cercetări. Noi am făcut adrese, am mai multe verificări. Tot așa a rămas în stare? Nu a rămas în stare. Chiar eu am lucrat în dosare. Suspecți sunt. Deci, suspecți sunt, dar nu sunt acelea de identificață. Ce-am constatat eu merg la vânătoare pe loc, pe dealurile astea sus, de la bana, în stânga, partea spre așa, foarte multe focuri unde s-au ars cablurile acolo și a rămas numai materialul ăla de tabla aia. E plin de acolo, de câmpul ăla. Deci, e frate, cel ce acolo dădea foc și pleca numai cu câteva focuri. Găsești prin mașină dacă poți. Deci nu ați, încă nu sunt prin... Și lucrează. Chiar eu am lucrat în dosarele de la furiști. Da. Avem două dosare, nu? Vă dați seama că nu poate da informații. Nu, am zis, dacă eu dacă prins, asta e momentul de dat, dacă prins, trebuie să dea informații. Da, cu și pe natul ăla. Nu, Când se face gen cei de la Silvi, fac un plan de acțiune pe Silvi, ar trebui să iau un specialist de la Bacău pe Silvi, care e pe Silvi. Noi nu putem să acoperim, noi ne ducem la un eveniment, lăsăm evenimentul, nu ne ducem în pădure la Silvi. Nu, dar nu înțelegeți, dar dumneavoastră sunteți la post la Parincea. Fiecare post are câte, nu știu, 2-3 agenți. Da. Când sunteți în tur, noaptea, dar ziua nu este nimeni la post? Ba da. Deci cineva trebuie să fie da, nu? Cineva e la adică post. Faceți în tur, sunteți în seara de servici și când doamnă nu scris și la post. Nu, nu. Nu, nu. Nu mă sunteți liberi. Sunt ceilalți. Da, sunt ceilalți. Da, majorul îi plătiți. Da, asta ziceam, că dacă eu un eveniment în comună, nu se poate duce colegul singur. Eu automat trebuie să mă duc cu colegul în comună respectivă ca să îl ajut la eveniment. Da. Nu se face intervenția de unul singur. Automat. Dacă avem doar comuna Parincea aruncată... Asta nu noi am schimbat. Sistemul s-a schimbat. Nu sunt oameni. Nu sunt oameni, nu mai vin oameni. Mai vin în poliție. Da. Vin duși în mare. Și la pensii cu teu. Sunt multe goluri. Nu am venit. Au plecat foarte mult la pensie. Da. Și angajul nu s-a mai făcut. Și ăștia tine nu mai... Angajul să facă. Nu au pe cine să angajezi. Nu mai vin. Nu mai vin. Nu mai vin. Dar la programul care l-au nici normal să te duci la salariul care l-au. Și salariul, și programul, și dificultățile care sunt. Și trebuie să vină din afară să ți pune pe voi. Adică nu există un discurs. Asta e situația în care suntem. Până acum se plătea polița la 45 de ani, pentru că acolo se plătea 35. Așa este.
Da, mulțumim frumos. Dacă vreți să mergi pe toată, așa că să nu te rog, avea alte activități mai importante. Da. La revedere. Și continuăm activitatea, suntem la punctul numărul 4. Când vom dă două primari, trebuie de punct. Punctul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea contului de exerciții bugetare al Comunei Parincea la data de 30.09.2023. Dăm cuvântul domnului Grec. Bună ziua! Acest proiect de hotărâre se întâlnește în baza legii finanțelor publice numărul 273 din 2006 și a ordonanței de urgență a guvernului numărul 57 din 2019 privind codul administrativ, potrivit cărora organele de decizie ale UAT-urilor întocmesc și prezintă contul de execuție în vederea aprobărilor trimestrial și anual. Pe baza datelor de la situațiile financiare de la 30 septembrie 2023, adică trimestrul 3, execuția bugetului blocului de venituri și cheltuieli se prezintă în felul următor. La partea de venituri, prevederi totale 11.095.800 lei, din care realizat 6.555.998 lei, ceea ce înseamnă un procent de 59,09%. La partea de cheltuieli, prevederi totale 11.621.930 lei și realizat 6.030.136.42 lei, într-un procent de 59,89%. Aceste procente, care par a fi reduse, se datorează în primul rând obiectivelor de investiții, care sunt finanțate de la alte organisme finanțatoare. Adică, spre exemplu, avem și ora actuală o cerere de plată pentru obiectivul de investiție finanțat prin POL, spre exemplu, centrul de închezare. Până când ne vor intra banii acolo, încasările sunt la procentele care sunt, care le vedem acum. Veniturile și cheltuielile sunt împărțite pe categorii și capitole de venituri și cheltuieli după structura planului de conturi. Le-ați avut la dispoziție, dacă aveți întrebări despre ceva. Da, să vă mai gândeam la dispoziție, dacă aveți cu doamna... Da, nu știu cât e de legat acum, dar voi am gardul care a fost făcut la bani la școală. Din ce bani s-a făcut? Nu știu ce bani. Deci, din bani de școală, școala au făcut... Școala au făcut, da? Ei au plătit, dar din treaba lor noi nu are nicio lucru aici. Da. Cineva? Mai aveți? O să o întrebai? A studiat materia, ne-a studiat. Noi, deci... Supunem la vot. Comisia 1. Aviz favorabil. Comisia 2. Comisia 3. Aviz favorabil. Dar supun la vot între cine este pentru, împotrivă. Dar nu am dat de vot, s-a aprobat punctul numărul 4. Cred că am dat votul primat pentru punctul numărul 5. Punctul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării și a completării HCL numărul 67 din 21.12.2022 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de investiții, DALI-SF, a indicatorilor tehnico-economice actualizat și a avizului general actualizat pentru obiectivul de investiții construire POR SAP Vlan de Comuna Parincea, județul Bacău, aprobat pentru finanțarea prin Programul Național de Investiții Angel Salinei, precum și a sumei reprezentând categoriile de cheltuieli finanțate de la bugetul local pentru realizarea obiectivului. Dăm cuvântul doamnei Butariu. Aș vrea și bine v-am plătit. După cum știți, în decembrie 2022 s-a aprobat prin hotărârea Consiliului Local documentațiile pentru obiectivul de investiție pod, construire pod salvat din Comuna Parincea, județul Bacău. Inițial, Unitatea Administrativ Teritorială și-a propus să facă un proiect comun, demolare pod vlandic și construire pod nou. Acest lucru s-a menținut în documentație și în hotărârea de Consiliu Local, hotărâre care s-a încărcat în platforma Angel Salemi. În urma verificărilor s-au solicitat clarificări, astfel încât anexa numărul 1 și anexa numărul 2, respectiv devizul general și caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, trebuie să poarte aceeași denumire cu cea din lista proiectelor aprobate pentru Angel Salin. Astfel, obiectivul nu se va mai denumi demolare și construire pod, se va denumi doar construire pod, s-a dublat din Comuna Parincea și de Sucru. Cam la fel, să vă denumim.
Chiar m-am întrebat de problema asta. De ce nu formulează demolare și construcție? Nu scrie acolo construcție și demolare. Pentru că ei ne-au aprobat doar proiectul de construire, da, pot să aplatnic, iar demolarea va rămâne sancționată. Dar cine mai a trebuit să întrebare asupra subiectului? Asta se vrea mai grea. Nu. Să punem la vot comisia numărul 3. Aviz favorabil. Numărul 3. Favorabil. Numărul 3. Aviz favorabil. Să punem la vot în problem. Cine de acord, împotriva, ține, la unanimitate sau votat pe proiectul numărul 5. Dă cuvântul domnului primar pentru chestiunea proiectului numărul 6. Punctul numărul 6. Proiectul hotărâre privind desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Parice la Consiliul de Administrație a Liceului Tehnologic Georgeta George Crancicov. Aici știți că noi am dat o hotărâre, erau trei consilieri din toată perioada mandatului nostru, da? Acum s-a modificat legislația la școală și în loc de trei, nu mai trebuie trei, nu trebuie numai doi consilieri. Și asta trebuie să actualizăm hotărârea și să vorbim doi consilieri care poate să meargă la ședințele Consiliului de Administrație a școlii. Deci înainte era domnul Hângu, ăsta Dimano, doamna Focaș cu domnul Curteanu. Acum să propuneți alte două persoane pe care considerați care pot să și participe, doi membri pe care pot să și participe. Normal, dacă nu vedeți la ședință, tot degeaba. Nu mai spun și da. Nouă ceva, că nu răsut nimic în 3 ani. Eu personal n-am avut niciun consilier care a fost să ne transmită măcar un mesaj la școală. Din momentul să nu comunicăm acum câteva lucruri. Pe mine, de exemplu, nu mă interesează pentru că eu fac parte din Consiliul de Administrație și o să merg mai mult aici. Ședințele toate să se facă aici, în sala noastră. În regulă, nu sunt probleme, adică n-am. Acum, în știți cum, făcând conexiuni cu celelalte puncte de la ordinea de zi de astăzi, unde sunt trecute rapoartele de activitate ale consilierului local, consilierii locali care fac parte dintre anumite comisii locale, comunale, ar trebui ca în raportul de activitate să scrie și aceste activități pe care le desfășoară în afara ședințelor de consiliu local. Ca o recomandare. Și atunci, când vine momentul prezent, măcar anual, nu? Sau dumneavoastră, colegi fiind, ori de câte ori consider consiliul de administrație la școală trebuie să fac de regulă lunar, sau ori de câte ori se va impune, nu? Câți angajați ai primării să fac parte din consiliul ăsta de administrație? Păi este domnul primar oficial, că este primarul comunii și poate să desemneze cineva și reprezentanții consiliului local, nu? Mai este Corina și cu Cornelia din partea părinților, nu? A, dar din partea instituției, nu din partea primării. Deci, efectiv, ca instituție este primarul comunii prin lege. Poate desemna prin dispoziție pe o altă primară, pe altă persoană, dar este dumneavoastră în persoană. Și consilierul local, cei trei care au fost desemnați pentru consiliul local și o să mergem în continuare cu voi. Cine e desemnat angajații ăștia cu Corina și cu... Părinții. Sunt reprezentanți părinților. Părinții. La ședința școlii au fost invitați părinți și au fost la ședință și au ales fiecare reprezentantul lor. Eu am fost și eu în consiliu de administrație cu ani în urmă, tot așa, ca părinte. Eram părinte... Da, dar... Părinte 1, părinte 2. Da, am zis că oricum sunt aici, nu este străin nu, cu nimic situația, nici de aici, nici de la școală, și să las locul unui alt părinte care are și copil la școală. Aici. Da. Trecem la propunere. Asta a da, propune, da. Propune. Doi principali și un suplean, nu? Da. Da. Ce se scrie pentru propunere? Da, dar propune. Am să dai că propune dacă tu nu vrei. Ah, nu, eu nu vreau. Bine, propune-mi altcineva. Domnul Dima? Domnul Dima, eu am fost dat pe la ședință. Da, eu am și ulterior am și fost expus. Pentru că nu mai am copii, aici
Nu, dar ești din partea consiliului. Da, din partea consiliului local, la poliție. Da, înțeles. Consiliul local, ai fost, nu ai fost din partea poliției. Da. Deci o propunere. Da, deci o propunere. Domnul Dima, da? Da. Vom vota în bloc sau ceva. Acum vă putem orienta, nu neapărat. Deci, v-aș să mă refer, dacă sunteți din dumneavoastră, domnul consilier local, care aveți și calitate de părinte, mai bine, da. Bine implicare, dacă nu. Mai propune cineva? Doamna Grecu are... A, nu, dar nu cred că... Doamna Grecu nu... Te merge pe varianta asta. Vă gândiți, haideți. Acum ar mai fi o variantă, știți cum inițial am fost trei titulari și un supleant, nu? Puteți să rămân cei trei titulari și unul din ei supleant. Supleant, da. Sunt aceeași. Dacă vă este greu, sau haideți. Păi da, până la urmă, să punem doamna Coca Duraniș, domnul Cuteanu și supleant. Și supleant să fie Dima Cadrian. Exact. Mai sunt alte propuneri, mergem așa? Domnul președinte, aveți cuvântul, dacă mergem. Atunci punem la vot nominal sau în bloc? Da, nominal, titular, ce este? Supunem la vot propunerea pentru doamna Duraniș. Cine este pentru? Dobraniș cu Cuteanu și domnul Cuteanu. Toată comisia. Da, toată comisia. Asta înseamnă în bloc. Da. Deci doamna Dobraniș cu Cuteanu se rămână suplier, se rămână titular, nu? Și domnul Dima se rămână suplier. Deci ați votat în bloc atunci, nu? Mai votăm o dată? Da, da, puteați. Totuși, vrea și Andrieș, care are copii mici, și nu l-a spuneți că Andrieș, care are copii și implică la școală. Nu vrei, așa tu. Nu vrei, nu vine, adică. Domnul Andreea și el vrea dacă te două, trei, da, da, nu vine, da, da, înțeles. Când vine tu, nu vine, trebuie să spune și tu. Da, că să vină. Prin ce, dacă nu am majoritate, nu poți să ai niște decizii. Știu, nu? De asta spun, ai zis să punem cineva care să sunt aproape aici și să vină. Să vină. Da, te ferăm în 2 și 1 spre an. Doamnă, 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 doamnă. Mi-aș cu punctul numărul 6, punctul numărul 7, proiectul hotărâre privind stabilirea mandatului reprezentantului legal al unității administrative teritoriale, Comuna Palicea, pentru ședința adunării generale a acționarului ASC Compania Regională de Apă Bacău S.A. din data de 6.06.11.2023. Dăm cuvântul domnului Grecu. Prin adresa numărul 2943 din 5 octombrie 2023, Compania Regională de Apă Bacău a convocat cuvatiurile membre în AGA pentru ședința coordinare de data de 6 noiembrie 2023, care are ca următoare ordine de zi. La punctul 1, aprobarea chestionării de servicii juridice și de consultanță, asistență și fără prezentare juridică pentru dosarele 2453 din 2023 și 2463 din 2023, realizate pe rolul Tribunalului Bacău, având ca obiect ordonanța prezidențială și obligația de a face, de a prelua obiectivul rezerva de apă, parte reclamată fiind municipiul Bacău, în prevederile articolului 1, alineatul 3, ordonanța de urgență la guvernul 26 de 6-6-2012, prevenind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice, prin tărerea disciplinei financiare. La punctul numărul 2, împuternicirea persoanei fizice care va depăși formalitățile de publicitate și înregistrarea hotărârii adunării generale a acționarilor la registrul comerțului. Și punctul 3 divers. După cum știți, la fiecare convocare a ședinței la CRAU, chiar și la ATIP, trebuie să acordăm mandatul reprezentantului ATIP. Dacă aveți întrebări. O propunere. Nu-i domnul contat? Da, e. Să punem la vot. Să punem la vot, domnule. Să punem la vot ca domnul Bădălăgă, ca să punem la reprezentant. Pentru? Comisia 1? Comisia 2? Comisia 3? Acum am plen. Votarea mea. Cine pentru? Abține? Împotrivă? În unanimitate de vot, dar urmări. Punctul numărul 6 s-a exprimat. Punctul numărul 8. Proiectul hotărârii privind acordarea mandatului special a reprezentantului legal al Unității Administrative Teritoriale Comuna Palicea în AGA ADI din data de 6.11.2023. Dăm cuvântul domnului Grecu. Cine este pentru?
Da, aici este o situație similară la punctul anterior, și anume, în adresa numărul 1200, din partea 2023, ADIBUL, adică Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, a fost convocarea pentru o ședință tot pe data de 6 noiembrie 2023, care are pe ordinea de zi următoarea. Aprobarea strategiei Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Bacău, conform anexei pe care o prezintă hotărâre, va fi comunicată tuturor membrilor asociației. Același lucru. Dacă aveți întrebări despre asta, ceva de înțeles. Da, deci trebuie să facă unități noastre la fel. Trebuie... Da, de regulă, vici primarul. Nu? Până acum? Nu, tot. Eu am așa, pe pământ, școlă, școlă? Da. Deci, voi primi documente, deci măcar. Da, da, da. 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 Să ia decizii, mai ușor. Comisie de specialitate. Avis favorabil. Vorul 2, vorul 3. Avis favorabil. Așa, vă complet pentru domnul Grescu, delegat la ADI. Potrivă, abține, lăsăm. Trebuie să ai plăcut la punctul numărul 8. Numărul 9. Trece la punctul care este prezentat prin ordinea de zi, proiectul hotărâri privind darea în administrare a două microbuze pentru transportul școlar către Liceul Tehnologic Georgeta Ciucica Ciuclău, Palincea. După cum știți, cunoaște situația mașinilor, mașina școlii care mai este o singură mașină, acum două săptămâni a fost dus în service, când nu trăgea motorul deloc, a fost reparată, a fost vorba de la filtrul de particule, l-au desfăcut, l-au curățat, l-au pus la loc, o versionează, acum a început să dea semne că nu merge. Are și ușa la spate legată cu sârmă, nu are căldură, nu are așa. Și noi, ca să dăm cele două microbuze pe care le avem, în administrarea lor, să avem unde știți o hotărâre Consiliului Local. Deci, tot ce înseamnă combustibil, reparații, dacă o să fie nevoie de ele, cauciucuri, o să îmi suporte școala. Deci nu avem noi voie, pe Consiliul Local, să alimentăm mașinile în perioada cât fac transportul pentru elevi. Și dacă m-a venit iarna, copii, și ați văzut că avem copii mici care vin de la Vălet, de la mine, știți, să le faci, să le oferim niște condiții de transport. Și din ce ani e șansa asta, care nu mai mergi, domnule? Nu știu exact. Asta e din 2000, era zice de mare. Da, 2013, 2014. Și mai tânără, care a dat. Care a dat în 2007. Deci mai tânără care a zis. Dar nu se compară. Nu. Dar ajunge și merge de tot. Nu știu. Nu știu. Vă dați seama că mașina asta a făcut Băinul Stăsești și a făcut și Gorgești, o parte aia. Că știți ce drum era și cu nu, deci am retras mașinile pe alte comune, eu lucrez pentru comuna noastră, că așa, vedeți că nu reușim ca să ducem toți copiii, să ajungă și la timp, să fie toți copiii. Vedeți, gulanii cu caută și ei, de pe tablă, până la școală, fac copiii aia sunt micuți, că acolo e un cartier de tineri. Nu? Și dacă nu le pui microbus, gore acolo, înainte, ce o să face pe jos? Ei, acum, îi duce și pe aia. Dacă tot ați vrea să dați microbus peste ei, puteți să luați în capul sau domnul Vigi, să treceți pe acolo, că microbusul le traversează, dacă știți, pe aici, pe drumul nostru de... Și acolo, așa sunt regii. Pe care nu? E drumul, știți, adică o ia la votar, da. La Barna sau unde? Nu, la Barna, la Venezia. Ei se ducă pe șosea și vin pe drumul de piatră, la deal. Așa sunt regii acolo. Și nu avem tare microbusul ăla. Nu, dar de ce fac? Dacă avem asfalt, de ce e bine? Lăsați, scurtează, e bine că scurtează. Dar mai scurtează și dar, mașina. Nu, scurtează mașina pentru că pregile s-a dus așa. Eu nu pot avea să trec cu tractor. Deci, dar acum te la faci un altă la cineva. Știți, domnule. Și nu au microbuzul pe acolo? Dar ce nu știți, domnule? Eu nu l-am văzut niciodată. Dar tocmai, nu știu, nu are care să pe acolo. Îmi pare rău, dacă nu
și nu știți de azi. Nu, dar nu are traseu. Și acolo clienții s-au adus așa, domnul Mare, ca și o zgâri. Problema este. Am pus o școlică, nu știu ce până ești vale, da? Eu să duce pe jos, aș trebuie să-mi parcă să... Să vine de aici, să aducă cu copiii la școală, nu? Ei, dar când... E, că duci după amiază și nu mai are copiii ăia pe aici, am spus trăcuri, nu am înțeles acum. Și să dacă se toaletează copa aceea, dar mai are probleme să o zgâri, să le zgâri, măcar să aibă duci ghirii, dar să tot dați. Da, da, da. Da. Mai scrie cineva? Întrebări? Nu, atunci să punem la vot. Transfer. Comisia numărul 1. Numărul 2. Ales favorabil. 3. Ales favorabil. Da, spun votul plen. Pentru, împotrivă, abțineri, în administrație s-a aprobat proiectul. Acum sunt un primar pentru punctul 9. Deci astea sunt comune, cred că. Deci am intrat pe punctul numărul 10, că a fost băgat proiectul. Deci raportul anual privind starea economică socială de mediu a Comunei Parincea. Asta care trebuie să prezint eu. Da. Proiectul este făcut. Dacă doriți să-l găsiți pe site-ul primăriei, puteți studia. Dacă cine vrea rămâne pe masă, studiați. Dacă vreți, eu vă prezint un pic din... Deci, investițiile care au fost făcute pe raza Comunii Parincea. Da? Deci, analizarea pe obiective de investiții, dotări și alte cheltuieli de investiții. Înființare de sistem public de alimentare cu apă, înființare de sistem public de apă uzată, canalizare, centru integrat comunitar, înființare de sistem public alimentare cu apă în satele Nănești și Vlarnic, înființare de sistem public de apă uzată și canalizare în satele Nănești și Vlarnic, modernizare și iluminat public, actualizare PUC, SFR, rețea de distribuție gaze, reabilitare, modernizare, extindere și dotare sediul primăriei, obiective de investiții noi, total din care stație de încărcare pentru autovehicule electrice în localități, creșterea gradului de utilizare a internetului prin achiziționare de echipamente, dispozitive electrice, tablete, școli, modernizare drumuri de interes local Parincea, asfaltare, amenajare la sat Mileș de Sus, sistem de energie din surse regenerabile pentru consumul propriu de la nivelul UAT Comuna Parincea, puț forat Cănești, sală de sport, sistem modernizare și siguranță a spațiului public, achiziționare utilaje și echipamente pentru dotarea Comunei Parincea pentru activități de vitanjare, dotări în total din care achiziție autoturism, achiziție sistem supraveghere video, cabină pentru modernizare sistem supraveghere video, achiziție sistem de aer condiționat, achiziție betonieră, achiziție sistem supraveghere video, sat Mileș de Sus. Deci astea sunt... Astea sunt făcute, mă scuzați, sau trebuie, urmează să deci, deci sunt pe anul 2022. Da, că sunt realizate. Deci, obiective de investiții în continuare. Am spus în continuare, la total din care. Sunt realizate da? Cât din ele? Cât la sus? Păi... Sunt. Ați nimic, domn primar. Care sunt completați? Nu știu, știm că... Cum adică de bine? Dar luați-l pe rând, așa. Spune-mi la ce vă interesează. Dar luați-l pe rând, așa, de la rând, la rând. Da? Stați un pic, hai să luăm cu așa, înființare de sistem public de alimentare cu apă, da? Da. Evaluare totală, da? Dar nu, dar ai pus în funcțiuni? Dar nu e finalizat. Nu e finalizat, doamnă, știi, dar nu e finalizat. Dar astea sunt proiecte inițiate, dar nu că sunt finalizate. Păi da, dar sunt, deci, sunt curs, sunt curs. Da, așa vreau, sunt curs, dar nu sunt finalizate, sunt în curs. Și ele, normal, sunt finalizate. Asta ne dorim să fie. Deci, ele normal sunt finalizate, dar mai avem puțin, mai avem, nu ne tras curentul, ce să facem? Nu să băgăm în priză dacă noi nu avem curent. Da? La canalizare, la canalizare, se poate face recepția, că acolo nu tras curentul, da? Deci, o mai rămas eu unul, se vină să monteze conturul și finalizat. Dar cum aveți că a spus ce a spus de alimentație electrică la mașini? Aveți dintre astea? Nu, nu, deci în curs, pentru a realiza. Pe asta vă spun, deci cine știe dumneavoastră? Va urmați, proiecte care vă urmați. Da, da, urmați. Sunt proiecte care vă urmați. Nu, dar nu am spus. Nu, am înțeles că deja realizat.
Așa, așa e, da. Avem primăria finală. Eu am citit clar, dar n-am înțeles dumneavoastră. Da, scuzați, am înțeles că schimbă asta. Da, și eu cu o completare aici. Deci trebuie să înțelegeți că ceea ce este enumerat acolo de domnul primar sunt obiective aproape finalizate sau care sunt începute. Și nu știu dacă ați remarcat, cred că la toate dintre ele, cu siguranță, sunt date și hotărâri de Consiliul Local. În sensul că dacă pentru un obiect de investiții s-a dat hotărâri de Consiliul Local de aprobare, s-a făcut un proiect tehnic, clar că sunt investiții în curs. Da. În curs, desfășurare. Da. Nu finalizate, bineînțeles. Deci finalizate, puteți lua... Dar oricum ele se reflectă în bugetul instituției. Da. Cine vrea să studieze, o să-l punem pe site. Și pe site-ul primăriei, da? În detaliu, da. Trecem la următorul punct. Da. Raport anual de activitate a viceprimarului Comunei Parică. Eu cred că aveți... În cazul, citim. Dacă este cazul, citim. Dacă aveți... Nu, dar spune așa până să scripturie, da. În mare parte, câteva cuvinte. Sunt activitățile în care trebuie să desfășoare un viceprimar și pot să zic că am participat la ședinți nelipsit și tot ce mi s-au atribuit le-am desfășurat în bune condiții și normal, mai sunt probleme de desfășurat, că nu pot să le acopăr pe toate, sunt multe lipsuri. Dar sperăm de viitor să le acomodăm, să le facem, să le ducem până la finalizare. Adică lipsul la ce vă referiți, domnul Vici? De exemplu, cum i-a zis și eu asta. Mai sunt... Nu... E defrișat drumurile astea. Nu ajungem cu angajații. Suntem ocupați permanent. Lumea ne critică, practic, dar noi nu stăm o clipă. Câți angajați aveți, domnul Supărat? Care... Muncitori. Muncitori, cu tău cu șoferi, sunt vreo 6-7, cred. Dar nu, la care mergeți la... La... La 416 nu sunt persoane care pot să le pun să fac ei defrișări. Sunt toți peste 60 de ani care nu... Angajați, cum e, nici nu știu acum. Am spus să-ți șase și... Înapoi, nu mai știu. Mai este Alexandru, l-aveți? Da, cum să nu? Cum să nu? Deci, cum e Alexandru așa? Câți aveți? Păi, cum e Alexandru? Șase muncitori. Șase oameni zi de zi. Care doi sunt în concediu, unul e cu apa care e permanent, șoferii, cu două șoferi. Deci, muncitori sunt trei. Nu, așa. Trei muncitori. Da, tehnici, da, Alexandru și Costeluș, care Costeluș și pe post de paznic. Restul sunt toți cu... au misiuni clare, adică... șoferi, apă... Poate să fie trei, dar e cu domnicii. Lui mai este și cu... Eu ca șofer acum. Ca șofer? Da, eu ca șofer, da. S-au făcut... Păi și aveam cu domnul șofer, s-au făcut cu șofer și noi. Deci, s-au făcut cursul, eu voi intra ca șofer, deci au rămas Cuță, Costeluș, Alexandru și tehnici, patru muncitori. Dar la noi și șoferii care sunt, și ei muncesc. Dar dacă se duce la o muncă undeva, trebuie să mergem cu tractorul, trebuie să mergem cu bulul de excavator, orice faci, noi suntem legați de un utilaj, nu? Da. Și toată lumea muncește. Corect. Toată lumea muncește, da. Ce facem? Noi muncim cu toți, adică nu... Dacă e șofer, nu putem la teroază. E adevărat, toată lumea muncește. Vedeți, acum suntem în pădure, în două zile am scos 20 de metri cu dilet. Să vezi de ce porhană trage tractorul la bani. Condițiile sunt foarte bine. Trebuie să luați în calcul, nu știu, nu e sfatul meu, să luați un troliu la un tractor, să puneți un troliu. Ați văzut cum trage la... Da, știu, dar... Îl leagă și trage cu bacul unde vreți. Ca bufă de asta, lumea, nu e... Nu-i cred că vă văd să vedeți. Eu sincer vă spun, am căutat și n-am găsit. Da? Nu, nu-l găsit. Și care așa, e foarte, foarte scump, ca să cumperi un troliu de una numai pentru cât facem noi. Deci, totuși, de exemplu, mie la pădure, nu am nevoie de troliu la pădurea primăriei, acolo nu am ce faci cu troliu. Mie trebuie, cum acum, că scoatem de pe o râmbă,
Am cumpărat o șufă de 50 de metri. Și la podul 2, dacă tot am luat discuția, la podul 2 este acolo că sunt o salță. O salță mare, dacă puteți. La podul 2 e râu. E pe râu, nu e. Poate pentru că, da, și cine ce s-o scoată? E nu te să spadi că avem avem avizul. Da, cum tot nu e șoferul ăsta. Păi ce să altul particular nu poate să ducă. Dar o particulare ce a fost până pe aia de la pont 2 până la fel nu știu ce că face. O mai de, o luat tot. Nu mai e ceva. Și acum să zic cu băieții ăștia că n-ați recunoscut în păduri, acolo, în păduri? Acum asta acum. Da, săptămâna asta din sărbători. Nu mai văzut. Deci așa, deja și mâine nu e sărbătoare. Astăzi băieții sunt prin sat cu dumneavoastră. Da, bine, verificul lor, bine, verificul. Dar nu știu, la domnul Vici sau la domnul Vart, totuși trebuie să luați în... V-am mai zis o dată. Pentru că la Poieni nu este apă, știți? Știu. Și eu am văzut-o într-o comună, dacă vreți vă dau numele, nu știu. Deci s-au achiziționat 4-5 butoaie de o tonă, și duci când? De două săptămâni, duci umpli butoare, nu îl sun că ăla vrea să stai acasă să-ți dau apă. Și la noi, deci nu să sun. Scumpi și butoarele astea, să știți. 300 și ceva, dar 2000 de chili. 2000 de chili. 3 butoaie pentru 3 butoaie pentru Poieni, eu cred că e suficient. Da, dar și s-a întâmplat. Noi am fost la Poieni și vreau să sunt tinerii. Am găsit și apă, deci ori veni cu o parte din butoare. E secetatea destul de mare. Da, și oamenii, dar de ce să le cumpărăm noi, dar ce se întâmplă? Nu trebuie să o punem bazinul pe domeniul public, da? Da. Vinii, băieții, unit și ți-l spargi noaptea. Dar normal, ți-l spargi, ți-l zburezi. Cine răspunde? Dar cineva dacă are chiar nevoie de apă, are butoare, are vase, are căsă, ce are pe acasă. Noi pe aici mi le umplim. Am dus în Franic, am dus la Poieni și la Năstăsieni. Peste tot am dus apă, când a fost nevoie. Deci noi le-am dus apă, deci nu stă nimeni fără apă, da? Deci au și câteva butoare acolo. Dacă își oprești omul 2-300 de kilograme de apă, el are o săptămână acolo, nu? Când merge mașina, eu mă duc cu 2,5 tone de apă, le dau. Dar nu pot eu să cumpăr și să-l lăsăm în drum. Când în momentul când s-a ocurit, butoiul ăla cât are? Are până 100 de kg, l-a dus în cărți și-a plecat pe el. Cine îi răspunde de el? Cât să-l lăși noaptea acolo? Deci nu este rea ideea, este bună. Dar, dispar, îl strică. Sau că nu mai trăie în țară. Da, da. Să ia butoiul. Unde suntem? Dar cum spune? Să-l ia numai asta. Îi dau cu piciorul, să-l... Nu vedeți toate indicatoarele, foarte slovite. Am văzut într-o comun, de aia v-am dat ideea. Într-o comun, butoaiele puse, se duce și le alimentează, când are omul nevoie, duce și dacă ar fi să pun centru la panicea, da, pun unul, cam camera de supraveghere și ia altă treabă. Nu vrea 5 kg, 10 kg, 20 kg, nu trebuie să... Noi ne-am, adică am spus că la anul ăsta nu, dar la bugetul anul să primim o cisternă de asta de apă, din măcar să aibă 7-8 mii de litri de apă, ca să avem cu cicăra, să vedem, avem și noi nevoie, la udat, la, să nu mai folosim mașina de pompieri, dar primim un bugetul de anul. Da. Până la anul putem lăsa cisterna acolo, dar ăsta e cauciucul. O duci plin, o lași acolo și să aibă oameni apă. Nu vedeți? Deci fântânele care sunt majoritatea publicii, să ceară, unul pune stăpânire pe fântână și să ceară toată lumea de la fântâna aia, nu? Și măcar nu poți unul mâna pe o lopață pe care să facă... Deci bunicii lor au muncit, ei au făcut fântâni și acum așa se ceară. Întâi să faci o fântână și după aia să te ceri la fântână. Să vezi cum e când se face o fântână. Eu am văzut undeva și am văzut poate... Deci e bun problema dumneavoastră, dar nu ne le sparg, ne le fură... În momentul când le-o sparg, nu mai are apă niciunul. Da, da. Nu trebuie să le diverse. Da. Da. Trecem la următorul punct. 11. Raport anual de actat la comisiile de specialitate. Pe cât lațite materiale, exact. Nu mai e nevoie să mai... Așa vezi, altă părere? Dacă nu, trebuie și la punctul 2. Aici aș vrea să subliniez eu ce am constatat începând cu ziua de ieri. Toate cele trei comisii ale apelatului, ale Consiliului Local, au întocmit rapoartele de activitate. Atât comisiile, cât și consilierii locali.
În perioada imediat următoare, atât raportul privind starea economică, socială și de mediu pe care l-a prezentat domnul primar, raportul de acord al viceprimarului, ale comisiilor și ale dumneavoastră consiliului local, o să le regăsiți pe site-ul instituției noastre, comunaparincea.ro. Dacă dintre dumneavoastră astăzi consilieri locali sau parte din comisiile de specialitate vreți să prezentați anumite aspecte speciale în afară de cele care sunt cu caracter general, o puteți face. Da, punctul 12, raportul anual al consilierilor. Dacă este un consilier care vrea să se expună, dar nu am citit la fiecare. Dacă nu trebuie ceva divers. Punctul 13, diverse. Cine să scrie la cuvânt ca probleme de toate? Domnul Andreeș are cuvânt. Și domnul Zima? Da, domnul Andreeș. Acum, am înțeles că au fost ocupat un pic domnul din la primărie. Ar trebui totuși curățate șanțurile alea. Am văzut că unul s-a mai parcat iarăși. Unde? Dar toate șanțurile. Începând de la Vladic până la Parincea, când părțile alea între n-am fost, spuse totul. Am avut activitate chiar săptămâna trecută, vreți să vă dau și poze, eu de comandie. Am prezentat și data trecută și v-am lăsat în pace, acum vă lăs. Eu acum am venit. Și îi plimb peste tot. Deci nu are rost să la cine? Șanțul, pe șanțul. Cu ce stim? Cu crenguțe, de tribor, de fărăte. Deci de asta am și zis, că vine iarna, eu așa. Și chiar ai fost activitate? Zero. Nu, deci ați plăcut un pic. Avem chiar scăpute, mai ales pe Vlade, că avem câteva persoane care au făcut un bolos cu comunității și chiar li s-a repartizat aceleași treburi ca să se curățe șanțul de poliție. Să nu mai curățe de fiecare dată. Domnule, aici, la domnul director, chiar din podul, cred că ați observat acolo mașina aia parcată inutil, nu? Da. Așa. A fost plătat acolo, eventual să nu pierd. Când Dumnezeu, dacă nu mai poate pe unul? Am matur, îndreabă pe Boga, că nu te mai poate pușcașul de nuți. Îndreabă pe pușcașul de nuți, dacă nu te pușcașul de nuți, dacă nu te pușcașul de nuți. Să mai mergi o dată. Dacă nu te faci, dacă nu te faci. La Vlade, pe drumul cealaltă. Adică sunt lucruri simple. Am înțeles. Am înțeles. Deci, nu asta e problema, că e bine să curățăm, să fie curat. Problema e că suntem foarte încărcați cu munca, cu treaba și nu... Uite, vă dați seama, noi de acum acolo vă spuneți spate noi 200 de metri cub de lemn din păduri și să-l distribuim pe școli. Și nu putem să lăsăm lemnul să-i aruncăm în curte, trebuie să-i așteptăm să-l și creată un pic să ne bage la ochi, că dacă nu dispar... Vă dați seama, vinturile astea. Cel puțin în curba aia acolo, unde spune la domnul director în fața lui. S-au făcut iară șanțul, toate intențiile alea, că nu știu. Cred că ar trebui făcut o adresă la Consiliul Județean, să mai dea și mai colecționează în marginea străzilor. Pe lângă cel puțin cursul și ala, o cam supărat ăștia. Ce? Ce este intragerarul comunii? Deci, Consiliul Județean, odată ca primăria, s-au făcut din curățenie și din... Da. Da, mulțumim. Și mai avem totuși cupa aceea care dau în curbi. Acolo ați văzut alea, că am mai spus și data trecută. Problema când mă feresc, nimeni s-a întâmplat, m-am ferit să nu intru cu mașina în creciul alea, chiar în curbă. Și am dat față-față cu cursul. Da. Deci acolo domnul Andreeș, în curbă, chiar ieri am discutat și ne-am propus să căutăm o oglindă din aia care îmi vede din două laturi. Pe colț și s-o pune pe partea altă ca să vezi. Când vii din față, vezi dacă îți vine din față, din stânga, dacă îți vine o mașină. Și Cornel, vorbești la achiziții ca să caute o oglindă în aia, s-o punem acolo. Am înțeles. Da, și cu clienții, așa e. Auzi, și astăzi, după mea zi, cu toată sărbătoarea, ia un băiat cu o drujbă și fă un pic acolo. Curba aia. Dar nu mai e curba asta, da. Am văzut că e omul venit, o tăiat crengele din ăsta nouă în șanț. Ca de fiecare dată, acolo nu putem face nimic. Da. Dacă nu mai este nimic, vă mulțumim. Domnul primar. A, domnul primar. Da, pe jumătate. Domnul primar și eu. Și doamna. Pe jumătate s-a discutat problema mea, ceea ce am să zic. Exact pe aceea dintre aceste defrișări, prin marginea drumului, care sunt aferitoare acolo la pod.
la aici la Vasile Volcă, la noi, cu vizibilitatea, adică mă refer pe circulația pe drumurile publice, plus că m-am mai întrebat și mine câteva persoane, zic, dumne, unde sunt barapeții de marginea drumului, referitor la evenimentul din Nănești care s-a întâmplat. Spus că cine trebuia să ocupe? Eu am spus că primăria. Primăria nu cred că trebuia să ocupe primăria, iar aia sunt la oameni. Asta era probabil treaba poliției, nu? Sau a administratorul drumului cineva. Dar cineva trebuia să facă o sesizare pentru acele parapete. Pentru că am înțeles că sunt și pe Gavlan, pe tabla acolo, sunt câțiva parapete lipsă. Noi am făcut sesizare. Nu, acum vreo 3 ani de zile, am pus sesizare cu parapeți care au fost loviți și trebuie schimbat. Adică i-am informat. Am avut mai când eram în biserică activitatea acolo. Am curățat șanțul până la biserică la deal. Și pe parte și pe alta. Am cărat primonă. Am făcut activitate 3 zile cel puțin. Cu băieții la primărie. Asta zic, totuși ăștia 4 băieți, dacă aveți zi de zi la dispoziția noastră, zi de zi, 4 băieți, dacă ați luat fiecare săptămână cât un sat de ăsta, 4 băieți, și tot l-ați aranjat, mai ales că aveți băieți foarte hardi și foarte buni. Dacă o părere mea este că ăștia patru băieți nu fac doar ce fac ei în fișa lor apostol. Așa cum încă mai acoperiți un om, încă l-acoperiți, care se duce în păduri, ia, știi, o comună dreagă. Și încă l-acoperiți. Nu răspunde de faptul lor. Deci noi nu răspundem de faptul nimănui, da? Și cât o fost la primărie, după program face fiecare 5 de ani. Deci ați văzut, eu știu ce vreau să spuneți. Locuiți au făcut dosar penal, eu luat căruți, eu luat treaba, e problema lui. Da? Deci eu nu răspund de faptul nimănui. Deci, ați venit la postul poliției, acolo veni băieții ăștia tineri, ăștia deja stăvăniți din ei, nu știu și cu ei. Dacă ați observat, ați văzut, nici nu știu cum îi cheamă, dacă vă interesează. Că ați văzut, n-am putut ca să îi prezint cum îi cheamă, că nu știu, da? Asta, dar ce frumos e acum comun. Dar ce frumos se joglează acum comun. Adică, de ce joglează? Da, da, da. Nu se joglează doamna nimic. Vi se pare dumneavoastră, vă spun eu. Da. Veniți la mine acasă, vă arăt ce lemneam, vă arăt că am astfel fiecare, vă arăt pe fiecare lemn în parte documente, îs lemne de la mine din pături. Normal că lemne se duc. Nu unde se duc, dar nu duc, doamna nimic că ești. Da, mă rog, dar dacă vreau să vedeți așa, normal faci. Vreau să vă zic că vin în afară să văd alte lucruri. Dacă sunteți în opoziția, când să fiți aici avocat, o să vedeți dumneavoastră cum sunt crezi. Cred și asta, eu cred. Dar așa de criticat suntem tot. Da, haideți să mai scrie cineva. Mai scrie cineva. Eu, dacă tot sunt atâtea controversi, ca să nu le numesc critici, vă felicit pe domnul primar, pe dumneavoastră, domnul consilier local, domnul viceprimar, pentru încă un an de mandat și vă urez succes în continuare. Încă la unul, care e garantat. Așa cum vedeam, după următor este an electoral, știm cu toții. Și ne pregătim iarăși de noi structuri. Mulțumim pentru participare, de pe anul ședința în Sfântul, și vă așteptăm cu plăcere la următoarea.